Bine ați venit la Stax TV, material extra de la BSDA 2024. Știți că noi mai avem un material în care am zis că am condus un tank, dar nu l-am condus. E, anul ăsta o să conducem F-35 ăsta din spate. Aș vrea să-l conduc să vedem ce părere are poliția rutieră care folie pe geam. Da, trecând peste asta, aș vrea să vă spun ca un mic disclaimer că noi nu suntem de acord cu ceea ce înseamnă război sau conflict armat sau violență, dar pentru că ne plac mașinile, mașinile de teren, tancurile, elicopterele, tot ce ține de chestie. Mamă, mi-a pașut, deci eu am zis așa, când am intrat aici, am zis așa, băi, eu mi-aș lua din astea câte unul să le am în curte. Nu să zbor cu ele, dar să le am, să mai uile ele, mai pornesc, mai dau ok la tank, mai motoare de alea, diesel. Dar o să vedeți în material că o să prezentăm o grămadă de lucruri interesante. Am și acum am promis să dau de toate butoanele ca să nu mai știe băieții ăștia să le pornească, că după ce plecăm noi de aici. Și tot felul de chestii pe care n-ai cum să le știi, că eu tot zic că sunt prost și cum mai aflu ceva, cu o secundă mai deștept și cu o secundă mai deștept și cu o secundă, da? Hai să mergem să vedem. Eu le zic tuturor că imaginea, bă, imaginea e tot ce contează. Uite, mă, imaginea aici. Putea să fie galben simplu, nu? Putea să fie simplu sau să fie negru sau verde. Bă, imaginea, mă, americanii se pricep cel mai bine, mă. Cel mai bine, cei mai tari. Și o să zică oamenii acum, bă, tu ții cu americanii, bă, bă. Nu, nu promovezi nimic, doar imaginea, așa și. Să învățăm lucruri de la unii care sunt puțin mai deștepți ca noi, cu 2-3 secunde, nu mai mult. Ce e tare este că domnul pilot aici de spate, nu de față, ne-a explicat că în 2 ani de școală de la nepilot poți să zbori F-35. În 2 ani. Two ways to fire it. So if this is the vehicle, can I do a direct attack or a top attack onto the vehicle. So two ways to fire it. Okay. This right here, target lock onto the target from heat signatures. Okay. So it'll target the hottest part of the vehicle. So it's one time use, yeah? Mm-hmm. And when I use it, I throw it away? So this, yeah. This. But this, no. This is the computer system. Okay. This is the most expensive part. Of okay, it. We so take you, it. You take it and you put it onto that one. Okay. Yeah. How much it costs? Because I want to buy one or two. Probably like 80,000. 80,000? Around 80,000. It's not so expensive. No. For the price you get here, it, like nearly 100% of the time, kill the target, whatever you so want. So nice. Thank you very much for your time. Sir. Thank you. Uite, și pe asta mi-aș lua-o. Mi-aș lua-o să merg pe câmp. Pe câmp, mă, să merg pe câmp, să mă duc pe munte, să fac, să uite, am anvelope, am tot felul de lucruri. Hai să vedem despre ce e vorba. Hai să vedem. Cobra 2 este un vehicul tactic blindat care poate să aibă 16 variante de customizare, de variante de ales pentru oameni. Poate să fie vehicul de recuperare, poate să fie vehicul de ambulanță, poate să fie vehicul radar și multe alte variante. El cântărește până la 14,5 tone, are un motor echipat cu turbină ce dezvoltă undeva la 360 de cai și poate transporta până la 11 pasageri. Merge în apă până la 1 metru adâncime, urcă pante de 60 de grade, trece peste obstacole, este extraordinar. Varianta pe care o vedeți aici vine echipată cu mitralieră și o grămadă de lucruri interesante. Nu le putem filma îndeaproape pentru că cei de la autocar vor să-și păstreze totuși secretele de construcție. Iată-ne în standul de la Rheinmetall, care produce și șenilate și camioane de transport care pot transporta și tunuri antiaeriene și acest Sky Ranger, care este un tun antiaerian cu muniție programabilă și ne-au explicat
oamenii de aici din stand că muniția programabilă înseamnă că poate distruge multiple ținte și ea poate fi programată imediat când iese din tun să distrugă ținte multiple. Avem această muniție programabilă care o vedeți aici ilustrată cam cum produce daunele și acest Sky Ranger este un tun antiaerian foarte eficace din toate punctele de vedere și al tehnologiei și al costurilor de operare. O să vedem și o șenilată care se pregătește pentru a intra pe piața din America și acel camion de transport care vine și el, bineînțeles, cu un tun antiaerian. Demon, să ne urcăm într-un camion de ăsta care, mare atenție, este produs în Austria și se vinde doar la armată. Mamă, ce mi-aș dori să merg cu el. Mi se pare super tare, este blindat acest camion, dar bineînțeles că, ia să vedem cât de greu e. Pull to close the door. Are amortizor, că dacă nu pull... Tati! Avem 480 de cai pe camionul ăsta, dar mi-a zis băieții că dacă vorbim îl face și de 550. Bineînțeles, cutia automată. N-avem o cheie să-l porneam aici în stand, ești nebun. Și merge cu 90 de km la oră. Tu dai seama, Marise, e 6x6, poți să te sufli și să umfli... Ia vezi, mă, ce avem aici, blocant central, față, față, spate, roți, central, spate, spate, mamă, cât... Avem și muzică, ia. Deci avem căldură rece, nu mi-arată că aș avea aer condiționat. Deci avem aici o pedală, două, deci pedalele sunt stânga-dreapta, adică pe partea dreaptă frână și accelerație. M-aș da cu ăsta, bă, o să ajungem mari, Mariuse, și o să putem să le și conducem. Frate, cred că trebuie să mai filmăm vreo 15 ani. Ne-am pus și relație aici. Da? E, ce să mai avem, un urmăritor. Da, avem lumină în spate, winch, 0123 ventilație, ventilație 0123, e oprit, am oprit-o că făcea haos. ABS, decuplăm, poate vrem să-i tragem. Auto on-off, da, mă, mișto. Da, mișto, îmi place, în oglinda asta îi văd pe băieții aici, e treabă bună. Și acum ca să ieșim de aici, mam, open, pull to open the door. Nu, nu mai pot, nu mai e de aici, nu mai e. Vrea să fie al meu. Vrea să fie al meu, mă frate. Rămânem aici, mă frate. Băi, Marius, trebuie să ieșim de aici. Mind lock. Stai, mă frate, că eram pe mind lock. Mi-ești nebun la cap. Mind lock. We have mind lock. Mind lock. Da. I like it. I will build a company and I will come to you to buy 100 of these. Doar să am eu unul. Cumpăr un MV10 Bizon de ăsta să deminez toate zonele de război. Este o chestie umanitară, probabil că o să vă cum adică umanitar, că și eu m-am gândit la fel. De ce este umanitar? Pentru că în zonele unde războiul s-a terminat și au rămas minele, trebuie să vină un bizon din ăsta să demineze. Are lanțurile astea aici cu care declanșează toate minele. El are o greutate de 22 de tone. Și un motor de la Caterpillar ce dezvoltă undeva la 700 de cai și merge cam cu 5 km la oră, hai să zicem 10 în turație maximă, să curețe terenul pentru a putea ajuta agricultura, pentru că n-ai cum să te duci să plantezi lucruri și să mâncăm dacă au mai rămas mine în zonă. El poate fi operat cu telecomandă, o să o vedeți filmată de Marius. Are un display pe telecomandă unde are funcțiile vitale ale utilajului și bineînțeles un ecran pentru că el vine echipat cu camere față, spate, stânga, dreapta. Costul unui utilaj de genul ăsta este de 1.200.000 de euro și până la sfârșitul anului o să avem 60 de astfel de utilaje în Ucraina pentru a ajuta la deminarea terenurilor lăsate așa cum sunt lăsate cu mine și neputând fiind folosite. Informații, informații. Am înțeles. Deci doar aici, doar ăsta trage, da, dar tu îl pui după colț. Exact. Cum ar veni, nu? Da, și aici avem un gran și o cameră. Și unde este punctul acolo? Aici, pe băiatul ăla de acolo. Mamă, ce tare. Deci, efectiv, poți să o țin și eu în mână? Da. Ia să vedem. Deci, Marius, să fii atent, că te împușcă. Pe tine sunt, ești nebun? Băi, adică, simplu, trage după colț. Exact. Ca să nu mă...
Ce tare, frate! Mi-aș lua și un de-asta. Are și scorpion aici și aici și are și camere și... Asta nu mi se pare foarte blindat ăsta aici, că dau cu inelul în el și mi se pare... Da bine, e rece, ba nu e. Nu știu ce să zic, aici e mai gros. Că oamenii aici, tot am văzut la expoziție, că vin oamenii și... îl caută de kit, știi? Îl caută de reparație. Știi cum se aude aici? Și cum se aude... Știi? Și am aflat tot felul de lucruri aici la expoziție, că avem niște senzori aici pentru ca conducătorul șenilatului care e pe cauciuc. Am văzut și șenila pe fier, dar asta e pe cauciuc, că asta merge pâș-pâș. Mersi să n-audă lumea, știi, să nu vine, se trăște așa, să pâș-pâș cu cauciuc, să vadă noaptea și tot felul de lumini albastre. Luminile albastre se folosesc ca tot așa să vadă camera mai bine noaptea. Mi-aș lua. Nu înțeleg de ce avem atâta tehnologie și cu toate astea avem oglinzi retrovizoare. Oglinzi retrovizoare care n-au nici măcar încălzire. Dar nu ne trebuie, că avem camere acolo. Îmi place, mi-aș lua unul să-l am, să merg cu el. Să merg cu el pe câmp. Să am un câmp mare, când aș fi eu milionar, multimilionar în euro, și să merg cu el așa. Uite, aici, vezi? Aici e mai subțire. Aici are de cauciuc? Că eu știu. Ca să meargă puș-puș. Da, de ce? Diminuează vibrațiile în interior. A, îi vibrează pe soldați și nu mai am înțeles. Da, dar cred că se folosește pe anumit teren cauciucul, că dacă ar merge în noroi, nu? N-au și de fier? Economie, mă, fac economie la orice, oamenii ăștia, eu n-am văzut așa ceva. Ăsta nu este un vehicul adevărat, e doar așa. Dar are aici un defect. Da, e oricum, îmi place. Camere peste tot, șuruburi. Este partea plină a paharului. Partea plină, e vopsit frumos. Da, nu e în două culori. Nu e în două culori. N-are bar albă. N-are. Șuruburi, tot felul de... E gros. Face tău și e mare, tată. Mare, este ucigător de mare, e bun. Avem aici un tank. Ăsta e tank cu tun. Mare, tun. Îl zgârii cu inelul ăsta, nu fac mai ravagii cu inelul ăsta, dar ce mi se pare foarte tare este că acest tank o să fac o demonstrație live pe 13-15 mai la Zmărdan. Ce? E acolo pe ecran? La Zmărdan în Galați. Deci 13-15 mai, cine ajunge? Am trecut de 13-15 mai, nu? A, îl vedem pe ecran. Da, mă, păi eu nu știu în ce zi suntem astăzi, mă, că suntem pe 23. Băi, m-am urcat aici ca să fac o demonstrație cu muniție de război, să încep să... Aș putea să... Da, mă, se vede mișto, trebuie să fac și o poză. De aici norocul meu e că nu mai am baterie. Acolo scrie no step, deci nu o să calc. Deci putem să vă spunem că acest tank produs de Hyundai este propulsat de un motor diesel ce dezvoltă nici mai mult, nici mai puțin de 1500 de cai și poate să meargă cu 70 de km la oră, el cântărind 55 de tone, cu 10 tone mai puțin decât concurența. Mare atenție! Eu vă zic, mare atenție! Suntem în standul RTX. RTX este o companie care conține mai multe grupuri, printre care și Raytheon, producătorul sistemului de apărare antiaerian Patriot, pe care am tot auzit și pe la televizor și pe peste tot că ne apără de răufăcători. Acest producător nu produce arme de asalt, ci doar pe cele de apărare, iar în spatele meu vedeți centrul de comandă, care, bineînțeles, este ultra secret și nu trebuie să vedem prea multe detalii despre el, dar așa arată un centru de comandă de ghidaj al rachetelor antiaeriene. De aici oamenii pot comanda. Avem și un joystick, cum aveam noi la calculator, cu viluță, cu toate, de jucam noi LHX și tot felul de jocuri de pe vechi. Și acolo este o rachetă care se îndreaptă împotriva dronelor de mari dimensiuni, pentru a le doborâ să nu ne facă rău, să fim liniștiți, să fie pace în lume, să fie bine, să nu fie rău.
iată-ne în standul Nurol Machina. Avem două exponate superbe din punctul meu de vedere, din punctul de vedere al designului. Mie îmi plac, le-aș cumpăra pe amândouă, să le am acasă. Cu asta să merg la cumpărături, cu asta să merg la cumpărături și cu asta să merg la camping. Acum știți că a fost un scandal în Franța cu un prizonier care a fost ajutat să scape. Eu sunt ferm convins că dacă se afla mașina asta blindată, pe care scrie transport prizonieri, cu siguranță n-ar fi avut cum să mai scape. Pentru că eu am vorbit cu oamenii ăștia, am și filmat mașina pe dedesubt, arată foarte bine, foarte bine gândită și cu anvelopele astea care sunt imposibil de distrus. Deci, cu siguranță, prizonierul ar fi rămas încarcerat. Așa, ce să zic, francezii ar putea să investească un pic. Standul de la Diehl. Ei produc sisteme de apărare pe pământ. Cum vedeți, echipează camioanele MAN cu radare, lansatoare de rachete și tot felul de lucruri interesante. Nu avem foarte multe informații pentru că totul e top secret și nu vor să ajungă pe mâna concurenței. Dar camioanele îmi plac, că-s verzi smart. Suntem și patrioți așa de fel, așa că suntem aici la Romarm, unde avem muniție, mortiere, tot felul de, eu le zic, gloanțe, dar oamenii sunt mult mai specialiști decât mine. Ne-au prezentat ce înseamnă și mi-au dat foarte multe detalii. Tot ce am reținut este că astea albastre sunt de antrenament și alea galbene sunt de război. Nu? N-am înțeles bine? Bă, da, mă, alea albastre sunt de antrenament, nu mai zăpăci. Nu mici, mă, tot ce cu albastru e de antrenament. Nu mai prosti. Așa, avem vedeta. Vedeta este asta. 155 de milimetri, care nu are din ăsta zi, cum zice, mă, focos, mă, nu are, da, nu e nimic acum periculos aici. Este calibru NATO 155. Am avut o discuție în ei au avut o discuție în contra, eu n-am avut, că eu nu pot să mă contrazic pe lucrurile astea, eu doar cu mașinile, dar și că și 152 ăsta este tot calibru NATO. Oamenii produc și mitraliere și mortiere și gloanțe și avem un stand foarte frumos în care avem și prezentate cum arată în interior pentru oamenii de rând care na, nu știu și probabil că nici nu interesează, deci puteți să vedeți tot ce e interesant. Suntem la standul Königsberg, care se axează mai mult pe rachete defensive. Ca să vă spun așa, avem și un contract cu forțele navale române, unde o să... Noi n-avem. Ei între ei, adică ei între ei au un contract. Adică noi românii ne bucurăm de faptul că racheta asta, care este scară la 1-1, cu partea asta neagră, aici în față și cu admisia aia de destul, care e foarte sexy, nu este detectată de radar, o să le avem în apărarea noastră, pe forțele navale, așa cum spuneam, poate fi lansată de pe vapor, de pe pământ, de pe un transportator de rachete, zboară la o viteză subsonică și nu este detectată de radar. Poate ținta poate fi pusă din satelit sau orice alt vapor, coordonată, GPS și așa mai departe. Face treabă. Asta e important. Face treabă și ne apără de răufăcători. Și o să avem în România. Și e bine. Și oamenii vin din Norvegia, unde o să mergem noi la vară. Dar asta e altă discuție. Standul Lockheed Martin. Simplu. Produc și ei. F-16, F-35, Black Hawk și un transportor pe care l-am văzut noi afară, care viteza lui de croazieră de 80 de km la oră, dar șoferul mi-a zis că a mers și cu 100. Dar l-avem aici, machetă, și o să vi-l arate Marius acum. Deci avem F-35, Lightning 2, F-16 acolo pe fundal unde am filmat noi cu admisia, cu evacuarea, cu toți băieții. Black Hawk-ul ăsta de rescue, Q-35, care aici e dotat cu radar, și un Black Hawk blindat. Arată bine. Arată bine. Fac treabă. Avem, dar nu suntem. Mai avem 15 ani de filmat, de crescut și după aia o să ne invite și pe noi acolo. Eu am fost? Ne.
suntem în standul Blue Space, care este un stand 100% românesc, un producător 100% românesc, care, după ce am discutat cu ownerul companiei, ca să zic așa, ne-a dat intimitatea peste cap și a spus că ei pot bruia dronele. Le pot bruia, adică au niște aparate care dacă zbori tu cu drona, ți-o prinde într-o plasă magnetică și nu se mai mișcă, nu mai ai controlul asupra ei. Asta ține de apărare, dar ce mi se pare super tare este că oamenii ăștia au un contract cu armata și poate să producă alte aparate care fac în așa fel încât calculatoarele care sunt protejate de ei să nu poată fi captate de anumite aparate care pot să reproducă ceea ce vezi tu pe monitor. Adică în momentul în care tu noaptea te uiți pe monitor la niște lucruri, poate să vină niște oameni și să vadă ei pe monitorul lor ce vezi tu pe monitorul tău. Și oamenii ăștia fac în așa fel încât să nu vadă oamenii ce vezi tu pe monitorul tău. Deci, haos. Pe lângă asta vreau să vă arăt o pușcă care bruiază drone, mi se pare super tare. Și, mai mult de atât, ne-au promis că spre sfârșitul anului vor avea gata această mașină blindată pe care o produc aici în România. Și în sfârșit o să putem să o conducem. Adică să, cel puțin să conducem un vehicul militar. Hai să vă arăt pușca. Suntem în standul General Dynamics, care este standul producătorului pe locul 5 mondial de armament. Că i-am întrebat noi, pe lângă Pirania asta și podul ăsta, Cobra de aici, Cobra, ce mai produceți voi? Și a zis, submarine, tot felul de lucruri. Ce e foarte tare e că noi i-am întrebat de datele tehnice, că noi cum suntem cu mașinile, a zis, câți cai are asta, domnule, și cu cât, ce viteză merge și ce greutate are? Și a zis, domnule, problema la noi este în felul următor. Noi nu producem anumite vehicule blindate sau transportatoare sau tancuri Abrams sau mai știu eu ce, care sunt făcute pe niște specificații. Noi le producem conform specificației clientului. Adică clientul vine și zice, vreau așa, așa, așa și așa și noi facem așa cum trebuie. Ce vedeți aici este un Piranha 3, care este un pod mobil care se numește Cobra. De ce? Pentru că în momentul în care se desface să fie folosit arată ca o cobră, Piranha 3. Bineînțeles că se poate demonta de aici din față și se pot monta alte lucruri sau transportatorul poate fi folosit ca un transportator normal, ăsta Piranha 3. Avem și Piranha 5, modelul care este achiziționat, bineînțeles, și de Armata Română, un transportator. Nu avem voie să filmăm detalii, dar poate pe viitor putem să-l conducem. Și o să vedeți pe canalul nostru de YouTube. Asta e altă treabă. Să dea Dumnezeu să conducem și noi un blindat de ăsta. Am început pe ploaie, am început cu F-35, terminăm pe soare, tot cu F-35. Ăsta a fost materialul, din păcate, cu cât mai puține detalii, pentru că oamenii sunt foarte secretoși în ceea ce privește această expoziție și mașinile prezentate. Dar avem promisiuni că pe viitor putem să le conducem. Ceea ce e foarte tare. Și vom face materiale noi cu ele. Cam atât de mare e un transportator blindat din ăsta. Deci nu pot să-l prind cât de mare. Mai e și asta, care are 14,5 tone și poate să transporte până la 11 oameni. Și vreau să vă arăt și Duster-ul cu șenile, că ăsta nu l-am prins în clip. Și dacă tot suntem în outro și e mai puțină lume acum, vă arăt acest Duster foarte bine echipat, doar cu șenile. Asta e tot ce are el. Și e doar de expoziție, nu merge. Tada! Share, like și subscribe, prietenii mei. Share, like și subscribe.